este mai înțesat de memorie decât e început. Pentru mine și neamul meu, începutul a fost un fel de sfârșit. De la genocidul împotriva armenilor în Imperiul Otoman au trecut mai bine de 100 de ani. Iar rana asta care nu se închide. Bunicul meu, tatăl meu, eu și probabil copiii mei vom reîncepe de fiecare dată. Mă gândiți ce slov. Agnasti Kangian. Dajad Aslanian. Ter Varjavedian. David. Tegine Persian. Armenag Manisalian. Anton. Tikran Petrosian. Farutiun Frigian. Micael Noradungian. Armenuhi. Armenuhi. Ruben Sevar. Setrac. Haciadur. Haciadur. Da. Knel Kalemkelian. Daniel Barujan. Arshavir Shiraglia. Comitas. 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 Sahag. Arshag. Negustor. Negustorian. Necunoscut. Visator Marian. Familia mea a ales România. Eu am refuzat să mă nasc până nu a plecat și ultimul batalion rusesc de pe teritoriul românesc. Adică, în anul 1951. Fiul meu învățător a fost un înger bătrân. Dacă ne-ați fi privit de departe, ați văzut un copil așezat la rădăcina unui nuc uriaș. Nucul e învățătorul meu. Eu de la nuc am învățat așa, că numele nu este de niciun folos. De exemplu, eu când îl scriu pe al meu, îl scriu fără majuscule, ca și cum ar fi nume de copac sau nume de animal. De aceea numele meu nu contează. Ceea ce contează sunt amintirile pe care le purtăm în noi. Focșeniul copilăriei mele are străzi largi și case impunătoare. Pe măsură ce am crescut, străzile s-au îngustat și casele s-au pipernicit. Așa fuseseră de fapt. Dar eu, cu ochiul meu de copil, le dădeam niște dimensiuni care existau doar pentru mine. Atunci mă gândeam să nu se mai pună la temelia caselor și în stâlpii prispei grinzi din lemn uscat, ci trunchiuri vii. Wow! Așa casele ar grijă odată cu oamenii și lumea nu s-ar mai micșora. Hei! Cartierul armenesc, din răsăritul orașului, are străzi nepietruite, garduri cu șipci frumos rânduite și proaspăt vopsite, da? Uneori, cel mai adesea lemnele erau inegale, bătute în cuie unele peste altele, nevopsite sau date mai degrabă cu bani. La poalele gardurilor crește romaniță. Florile acestea mici și parfumate. Bătrânii le culeg spre toamnă. Da, bunica mea le pune la uscat pentru ceaiurile tămăduitoare de peste iarnă. Da, să știi! Da, și la fel văd și cu caisele vara. Și după mai târziu cu prunele și cu tuliile de mori. Așa să știi! Păi da, fructele uscate sunt bune. Ele țin de foame, căci se mestecă în de lume. Oamenii din cartierul nostru erau săraci.
Nici noi nu le căutam cu cine știe ce, dar părinții mei erau oameni cu care. Ingineri. Ziarele vin rar și singurele știri le aflăm de la jurnalul de la cinema și de la televizor. O cutie gargantenă care vâzăia pe perete radiojurnale. Muzică folclorică. Și coruri patriotice. Muzică veșnic al nostru popor, cu poporul sovietic eliberator, leninismul nivar și tăbie și având, noi urmăm cu credință partidul neafrând, făurind socialismul de-a țării pământ, puternică liberă pe soartă stăpână, trăiască Republica Populară Română. Când doamna Maria, vecina de vis-a-vis, și-a luat televizor. Pe strada noastră a fost un mare eveniment. Mamă! Are ecranul cât o farfurie și este evident... Rusesc! Bravo, copii! În seriile de vară, doamna Maria scotea televizorul curte și fiecare venea cu scaunul lui de acasă. Eu adormeam în scaunul meu de acasă, dar mă simțeam mândru ca un om mare. Bătrânii din cartierul armenesc beau cafeaua pe la 6 seara. Bunicii mei beau cafeaua fără grabă. Ei sor cu zgomot și plescăie cu satisfacție. Neam, 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 neam. E momentul când, dincolo de toate pribegiile, toate amintirile însângerate și timpul care trece, lumea pare neschimbată. Bunicul își ia vioara și cântă, amintindu-și tot felul de drumuri întortocheate. Zațul se usucă în cești? Dar bunica mea nu ghicește în cafea, fiindcă bunicul meu îi spune... Ce e scris, trebuie oricum să se întâmple. Necazurile sunate de lume ca ploaia sau ca iarba. Dacă încerci să ocolești necazurile povestite, ele tot se întâmplă, numai că le arunci pe umerii celorlalți. Și atunci, parcă, de ce să-ți mai ieși un păcat în plus? Apoi bunicul scoate o carte în germană splendidă despre covoare. Despre îngerul meu bătrân din curte, care vara miroase ioi.
pot și Iarna spală picioarele bătrâne în zăpadă, doar că acum știu că oamenii care nu și-au putut trăi fără spaime copilăria nu prea au cum să vadă îngerile. Și bineînțeles, micul ajunge la pagina de care este el cel mai mândru. Covorul pe care l-a țesut el însuși. Covorul acesta este așezat în camera noastră, a copiilor. Este important să ai deasupra capului un acoperiș zdravăn, iar la picioare un covor. Da, covorul nostru armenesc este făcut de mână, este îndesat și are multe nuduri. Un covor trebuie să fie așa gros, încât atunci când îl faci sud, să cântărească cât un trunchi de mânoc. Apoi brusc începea să vorbească despre războaie. Ciu, ciu, ciu! Povestea așa despre ele. Ciu, ciu, ciu! Și nu întotdeauna învingătorii din poveștile lui erau învingătorii pe care ești învingăreți. Nu te grăbi! Rare ori cel care pare că a învins e adevăratul învingător. Istoria au făcut-o învinși. A învinge e un fel de a ieși din istorie. De la bunicul am aflat pentru prima oară povestea lui Onic și Mesia. Onic și Mesia au fost copii cu mult înainte să mă nasc eu. Constanța. Onic? Da. Și familia mea a fugit de Sultanul Roșu? Familia lui Mesia se refugia din Anatolia în Constanța. Ia, a Veronica a căpătat un educație severă, dar aleasă. Naturii. A terminat liceul german. Aufstehen, Onic. Aufstehen, mein liebe Kind. Dar ce trebuie atâta școală? Păi multă școală strică. Stavai, Mesia. Pomenești că ăsta mic a făcut vreo școală. Nu a făcut nicio școală, nică. Ei! Gata cu joaca! Bine. Mesia Hacerian. Era copilul unor imigranți care n-au putut să-l dea să învețe decât vreo... Vreo două, trei clase primare în școlile armenești și românești din județul Constanța. Îl dăduseră ucenic la atelierul meu de cizmărie și asta rămăsese Mesia. Cizmar! Dincolo de toate funcțiile cu care îl împăunase apoi istoria.
Anul 1933. În Europa, lucrurile se cam mici. Începem? Da. Te rog. Vă rog. Te rog. Da, vă rog, vă rog. Bine. Cetățeni și muncitori, strigați și cântați de bucurie. Întindere de mii de kilometri de la Marea Baltică și până în gurile Dunării, trecând prin Carpații Moldovei, popoarele nu se mai războiesc. Omorul fratricid a încetat. Armistițiul s-a încheiat. Muncitori, trăiască pacea! Trăiască pacea care lasă să coboare peste sufletele noastre. Peste mizeria noastră! Peste mizeria voastră, peste ruinile nesfârșite, razele unei lumii noi, speranțe noi. Muncitori! Știu. Știu. Pacea. Spasiba! Pacea! Dorința tuturor popoarelor nu a fost adusă aici nici de papa de la Roma, nici de regi și de împărați, nici de boieri, nici de fabricanți! Pacea a fost cucerită pe baricadele orașelor Rusiei cu sângele revoluționarilor, muncitori și țărani călăuziți de lumina socialismului. Ura! 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 Acum un an ne-am Acum un an ne-am întrunit pentru prima oară pe acest camp. Prima reuniune a liderilor politici ai Partidului Național Socialist. Azi, 200.000 Menschen, 200.000 de oameni s-au adunat aici. Ei nu sunt aici doar la chemarea inimilor lor, ci și la chemarea loialității din inimile lor. A fost marea calamitate a poporului nostru care ne-a împins să luptăm, ne-a dus împreună și ne-a făcut măreți. Alții Nichtwerstehen können, nu pot înțelege că Diză nu este un ordin al statului, nein! Aceștia se înșală pe sine. Nu statul ne-a creat pe noi, ci noi am creat statul nostru! Iubite! Apoi în România, o mică de mine școală de funcționare. În numele lui Dumnezeu, atot puternic, eu, soldatul Onic Tocatrian, jur credința legatului România, supunere legilor și îndatoririlor militare, atât în vreme de pace, cât și de război.
Germania ocupă Danemarca, Belgia, Franța, Grecia, Polonia, România. Ah, și România. Bine, staționarea trupelor germane s-a desfășurat în bună rânduială. Nemții lăsau populația în pace, nu se îmbătau și nu făceau gălăgie. Cu totul altfel a fost când au venit sovieticii. Fetele stăteau până și ziua zăburâte în casă, iar căciumarii își lăcătuiseră să răbunturile. Pardon, credeți despre bombardamente? Pe astea lăsă și sunt mașul de suporta. Da, pentru că nu nimereau niciodată, iar atunci când nimereau, nu explodau. De rusișe logistica! 1943. Perspectiva asupra cuceririi Rusiei. Marele Führer se duce la mormântul lui Napoleon și zice lui Napoleon care stă acolo jos cu ca. Sunt mai mare decât tine. Am cucerit Olanda, în Danemarca, în Belgia, un... Franța. Mândio! Chiar și Franța! Ia! În Grecia, în Frau Polonia. Da, în Rusia. Lasă că ajungem și acolo. Mit matrioșcă, mit parașută-n! Apoi dacă n-ai cușerii Rusia, stai jos. Și uite așa, Germania află că există un oraș numit Stalingrad. Unde mănânc o bătaie, ați înțeles, da? E, parașut, vii tu să te bați la noi aici. Vii tu să te bați. Înghezi pe gând! De când noi, cu căldura sufletelor noastre și cu asta, începe retragerea armatei germane. Cât a mai rămas? Peste tot unde te uiți, numai trupe rusești. Numai mare este liberă. În 1915, pentru noi, armenii, Constanța a devenit singura ieșire la mare. Soldatul, indiferent de origini, are datoria de a se jertfi pentru oamenii patriei care l-au primit cu brațele deschise. În aprilie 1944, Tocatlian lasă drumurile comerciale și preia o navă care face transporturi militare pe frontul de est. Comandant al navei Ardealul Onic Tocatlian conduce operațiunea numită 60.000, evacuarea, adică a militarilor români și germani încercuiți de ruși în Crimea. În clasa primește numeroase decorații românești, dar și crucea de fier, semnul de recunoștință al Germaniei. Printre redingotele și plimbările de seară pe faleza ale intelectualității, care nu catadixea să-l bagi în seamă. Mesia Hacerian nu-și imagina o lume mai bună pentru sine, ci una răzbunătoare. În spatele școlii armene se găsește un depozit german de munții aprovizionat de o lucră. Mesia! Da! Du-te cu un pie! Mesia face rost de planurile depozitului și pentru ca totul să sară în aer. Halt! Bingo! Mesia ura e mai puternică decât durere. El rezistă torturilor, fără să recunoască nica. De pe urma caznelor, părul îi albește complet. Și rămâne șchiop pentru tot restul vieții. Prea puțin mai lucrează acum pentru el. Căci restul vieții se prevestește a fi foarte scurt. Mesia Hacerian este fiind învinovat de sabotaj și condamnat la moarte. Drag. 23 august 1900 și... Fir în firțic. 1944. Ura! Ura! Tăvărăș! Ai ceas? N-ai ceas. Și armata roșie, cel puțin pentru Mesia Hacerian, se dovedește a fi eliberatoare.
Mesia iese în lume cu o nouă înfățișare. Deschideți. Neînduplecat și imposibil de ocolit. Securitatea. Jos. Acum. Scotocește prin sertare. Răvășește cărțile din biblioteci. Pune salahori să sape prin curți și să golească magazinele de lemne în căutarea monezilor de aur. Goliți casele cele mari. Aruncându-i pe proprietari în stradă. Onyx salvează pe cei ce reușesc să ajungă în port, fără să accepte ceva în schimb. 1945, vremurile sunt tulburi, ca și oamenii. Nu știi în cine să te încrezi. Voi, cei care vreți să scăpați de securitate, să fugiți din țară. Nu spuneți numai nimic. Va chiar lăsați în urmă vorbe inutile, dar liniștitoare. Ne vedem mâine la cafea sau la șerbet. Dați bani cu împrumut. Sau comandați marfă și plătiți de dinainte ca să nu se vămească. În timpul zilei, amestecați-vă pe forfota Constanței. Iar noaptea coborâți spre port, unde vă voi aștepta să pornim spre Marsilia. Unde sunt ceilalți? Au fugit. Unde au fugit? Hai, zi-mi acum, că oricum o să-mi spui mai târziu, nu? Știm tot, Onyx Tocatlian. Următoare, cobor în port la Marsilia și dispari. E tot ce pot să fac pentru tine. Dar dacă te întorci, te arestez pentru un alt trădare. Asfalt nereche. Ce Mesia se îndepărtează. Cobor în cabina mea. Îmi scot din valiză uniforma de cală și mă împușc. Și totuși, ceilalți oameni, chiar și pândiți, plâng. Legam noduri pe sfoară și număram. Fiecare nod, strâns ca un pumn, ar fi fost unul din strămoșii mei. Funia era, de fapt, un șirac de pumn încleștați. Apoi întocmeam cu bunicul setrac letopiseți. Hai să facem letopiseți. Hai! Primul e stra, bunicul meu, Melic. Bravo! Ia vezi unde e Melic. Melic! Unde ești tu, măi, Melic? Melic! Ia vezi. Ha, Melic! Ha! Bravo! Hai, vino! Ah.
Da? O medico în limba persană înseamnă prinț. Deci numele meu de familie, Melichian, adică Delu Melic. Bravo, bravo. Următorul este stră. Bunicul tău. Oamenii îl plăceau și îl pofteau înăuntru. Hai, hați adur, vino înăuntru, vino înăuntru. Așa, următorul este stră bunicul tău, David Melichian. David! Da, este un om cu carte și scria poezii și avea o caligrafie așa de frumoasă că veneau oamenii de peste tot la el ca să-i scrie voiele. David a fost conducătorul ținutului Erzerum, adică un primar de-al nostru. Când au venit turcii peste noi, l-au îngropat în pământ până la gât și l-au omorât cu pietre. Lasă asta! Hai mai bine să vedem ce spui tu despre următorul. Următorul? A fugit din Anatolia după ce și-a văzut toată familia măcelărită pe marul Eufrat. A călătorit prin Asia și prin Europa și a ajuns în România. Era un bătrân voios și înțelept, care n-a făcut rău nimănui niciodată și care i-a iertat pe toți cei care îi priciniseră necazuri. De la radio am ascultat vocea Americii în limba română și ceva mai târziu, Radio Libertatea în limba armeană. La 4 zi mai mi-ați ascultat pe Emil Georgescu la Europa Liberă. La 7 a ascultat iarăși vocea Americii și ceva mai târziu și ele la BBC. De la ora 10 seara asculta o zi într-o oră la Radio București. Apoi se întorcea și spunea, vezi, numai minciuni. A doua zi o lua de la cap. 6, Radio București. 9, Radio Moscova. Ora 11, Radio Tirana. 2, Vocea Americii. 4, Europa Liberă. 7, Vocea Americii și BBC. 10, Radio București. Minciuni. Nicoțule, ia, ține minte. Sângele e mai nesupus decât carne. De asta se spune glasul sângelui. Sau blestemul sângelui. Și când voia să mă îmbărbăteze, spunea. Ține minte, sângele tău e ca o sabie pe care o înfigi în pământ. Crezi că ceva din el a rămas pentru vecie pe malul Eufratului? Și vorbea cu apele însângerate. Bunicul meu vorbea cu propriul lui sânge în șoaptă. În copilărie trăiam într-o lume a șoaptelor. Ele se rosteau cu mare grijă. Dar erau și alte lucruri, care se spuneau numai cu fereastra închisă sau pe banca din curte și asta dacă nu trecea nimeni pe stradă. Dar chiar și atunci, cu glas coborât, ca și cum ar mai fi niște ferestre pe care nu puteai să le închizi și niște trecători pe care nu puteai să-i vezi. Șșșt! Cum, dragă, așa? Așa! Măi, de departe, totul trebuie să pară firesc. Ei să creadă că tu spui fleacuri, că nu ți-e pasă. Lasă-i să asculte. Adică așa vine vorba. Am înțeles, bun! Nu aveam voie să spun nimănui, nici la grădiniță, nici vreunui necunoscut, dacă eram întrebat. Că la noi în casă se vorbește uneori în șoaptă. Nu-mi trebuie. O știu pe de rost. Bine, dar cum se cheamă cartea asta? Cine a scris-o? E, poate că tu, într-o bună zi. În cartea mea
Una dintre povești este a lui Simon Șeitanian și a scrisorilor lui. Bunicul mi-a spus-o într-o noapte în șoaptă. Ne dezvoltăm astăzi. Pentru că tot e mâinile statului. Și spre genii de stat. Să nu uităm că dacă avem posibilitate să trăim liberi, să muncim liberi, că dacă întreaga lume o scăpa de sclavii și așa mai departe. Apoi toate acestea se datorează Uniunii Sovietice și Armatei Roșii. În frunte cu generalesimul Stalin. Ținând cadența hotărâtă a marșului triumfal spre progres, poporul sovietic al Armeniei pășește umăr la umăr cu celelalte popoare înfărăsite ale URSS spre culmile civilizației umane. Un efort uriaș, o muncă gigantică, epopee eroică și întrece orice imaginație. Așa să fie. Poză. Hai la poză! Hai și tu. Zâmbește. Am să vă trimit o poză. Dacă mă arată în picioare, e bine. Dacă mă arată sprijinit de ceva, e așa și așa. Și dacă mă arată așezat, e chiar de rău. Să desutim. Parigea la par. Să desutim. Parigea la par. Să desutim. Da. România au găsit o bună primire în patrie și că de asemenea cazarea s-a făcut în mod rapid și în condiții bune. Pardon! Foarte confortabile. Iar tratamentul autorităților ai mai presus de orice lor. Toate localurile de distracție sunt asaltate de repatriați care au intrarea gratuită peste tot. E gratuită! În onoarea repatriaților au loc zilnic spectacole extraordinare. Extraordinare! Mai să fie, dar așa să fie. E ceva ciudat aici. Da, da, ce? Dacă sunt scrisori trimise acasă, de ce scrie că e corespondență din Uniunea Sovietică? Da, a primit careva din voi vreo scrisoare sau ați auzit pe careva să fi primit? Eu n-am auzit, e drept. Și ce-i cu asta? Înseamnă că cineva... le citește înainte să ajungă aici. Unde ați pomenit voi scrisori care să ajungă în ziar în loc să ajungă în cutia poștală, ai? Cum unde? Acolo, în Uniunea Sovietică! Da, autorii anonimi, autorii sunt, cum nu se poate, mai mulțumiți, sigur, totul merge în sus! Dacă e bine să meargă în sus, adică lefurile, producția, mormanele de alimente din magazine, și totul merge în jos, atunci când trebuie să meargă în jos, adică prețurile, impozitele, totul merge înainte, dacă este sarcină să meargă înainte, adică munca, entuziasmul și sovietele. Și totul merge înapoi, bine, dacă așa se cade, anume, imperialismul și Coca-Cola! Noi, de pildă, domnul Carne vine cam o dată pe lună, doamna Brânză cam o dată pe săptămână, neapărat să veniți și voi. Uneori seara ne amintim de cei de acasă, să treceți neapărat și să transmiteți complimente din partea noastră domnului Stai pe loc, Ian.
pildă, domnul Carn... Carnox vine cam o dată pe lună. Și doamna Brânznovenescu cam o dată pe săptămână. Neapărat să veniți și voi. Neapărat și să transmite salutări din partea noastră domnului. Păi stai pe loc ea. Bravo! Ei! Ei! Și Krylov, și Maiakovski, și Chekhov, Dostoevski. Ei, lirică! Îmi place! Da! De pildă, Carne vine cam o dată pe lună, iar doamna Brânză cam o dată pe săptămână. Neapărat să veniți și voi. Venim. Uneori seara ne amintim de cei de acasă. Adică de noi. Să treceți neapărat și să transmiteți salutări din partea noastră. Domnului, stai pe loc. Stai? Domnului, stai pe loc, ia. Mi-e frică să mor aici, să arunce cu pietre peste mine. În România, pământul era bun. Merită să mor acolo. Ei, de... Ei, du de acolo! Du-te că vreau să-ți fac o fotografie! Zâmbește! Nu te cred! Așa. Și tu? Hai, bă. Bun. Și scris-o. Perfect. Dă-te acolo. Bă! Așa. Arașa. Eu aveam 5 ani și m-am gândit atunci că de asta a fost împușcat Kennedy. Fusesem mai mulți copii să vedem un film cu Stan și Bran. Bine, pentru mine atunci diferența dintre cei trei eroi, Stan, Bran și Kennedy, nu era foarte clară. Pe vremea aceea noi nu aveam televizor și la cinematograf, înaintea filmului, ni se prezenta un fel de jurnal. De la film m-am întors foarte entuziasmat. A luat un mustaț, le-a spart geamul, pe urmă Stan și Bran i-au spart și lui geamul de la mașină. Ăla s-a uitat urât și le-a spart ușa cu toporul. Pe urmă Stan și Bran au făcut la fel, au făcut praf portiera mașinii. Mă mai muțăream, bunicul Garabeci și cu nașul Sahag râdeau de mine. Încât n-a mai rămas nimic cum trebuie. Până la urmă s-a dărâmat și casa, s-a spart și mașina și l-au împușcat și pe Kennedy! Yay! Bunicul s-a oprit din râs, dar eu continuam să povestesc râzând ca și cum filmul cu Stan și Bran mergea înainte. Bunicul m-a pus să povestesc din nou și eu am reluat. Cum? Bunicule, mașina asta din film era la început
cu niște oameni, dintre care unul a fost, nu mai știu cum, așa, împins cu capul înapoi. Ah, iar femeia care era lângă el a vrut să sară din mașină! Bunicul s-a întors către nașul Sahag. Adună comitetul. În cimitir. În cimitir, crucile erau foarte rare. Eu am rămas să păzesc pe alee. Da, o să păzesc pe alee. Chiar să... Au! 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 Iar era foarte pustiu acolo. Nu era nimeni. La fel era și ca vouă seferienilor. Nu era înmormântat nimeni acolo. Ei au venit pe rând. Primul a vorbit, mă gândiți ce slov. Ce face părintele? Nu a ce se face, încă slujește la morminte de parastas, ca să nu bănuiască nimeni de ce ne-am adunat noi toți aici. Ați aflat? A murit Kennedy! Și ce ne-a făcut acum? A întrebat Anton Merzian. Era și normal ca el să întrebe, pentru că Anton Merzian nu vorbea decât în întrebări. El nu spunea ca toată lumea. E frumos azi! Ci! Ce vreme frumoasă azi! Nu? Sau? A, nu prea mă simt bine azi. Ce zici? Și când totul era clar și nu mai era loc de absolut nicio întrebare, tot el zicea. E clar, nu? Și ca și cum prima întrebare, cu ce e de făcut, venise mult prea repede, imediat a pus o altă. Cine e de vină? Exact! La întrebarea asta, fiecare dintre ei a avut răspunsul lui. De altfel, foarte hotărât. După cum urmează. De vină sunt rușii. De vină sunt cubanezii. De vină sunt turcii. De vină sunt curzii. De vină sunt camenagii mafioți. De vină sunt albanezii. Asta cu albanezii era un pic cam neobișnuită pentru mine, dar ipotezele nu s-au terminat aici. Mexicanii sunt de vină. Ăștia sunt un fel de țigani de lor. Americanii sunt de vină. Imperialismul. Kennedy a fost democrat, nu? Bun, 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 deci. Cine e de vină? Rușii. Cubanezii. Turcii. Curzii. Camenagii, mafioți. Albanezii. O să se întețească războiul. Cum să se întețească, mă, Garabet? Că acum nu e niciun război. Cum să se întețească? Mai încet, mai, mai, mai încet. Și dumneata, părintele, ia mai duceți afară și mai cădelnița pe tată. Trebuie să pui mai puțin tăciuri în cădelnița aia. Vrei să ne sufocăm? Ia, acum lasă asta. Noi ce facem? Evrei, evrei, ce zic? Că dacă e să se întâmple ceva, evreii îi află primii, măi! Dacă evreii o iau din loc, trebuie să ne mișcăm și noi! Înseamnă că iar începe! Da! Asta... Că o să fie război, iubitule! Dacă se luptă rușii cu americanii, poate că americanii, în sfârșit, o să vină americanii! S-a practicat în toată viața lui să vină americanii! Mie, părințele, când o fi să mor, păi să-mi aduceți un american să-mi tragă clopotele. Măcar atunci să știu cum veni. Trebuie să ne organizăm! Păi să ne ascundem în pivniță! Să fugim în munți! Să dezgropăm armele îngropate, nu? Nu! Nu avem timp de fleacuri, mă gârdici! Scoate telefiuncărul! Și mă gândici, dă capacul de la mormânt la o parte și scoate de acolo! Ce-i?
chinez, nu? Părintule, păi numai chinezii au nume așa de secunde. Da, 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 mulțumesc, părintele. Ia să nu luăm noi de la capăt. Sunt chinezii comuniști? Sunt. Pe lui cine l-au omorât? Rubin! Bine că nu i-au zis de-a dreptul Rubinstein. Păi ce mă, erau prost să zică, cine a adus mă comunismul, nu evrei? Te pomenești că Lenin, Trotsky, Kamanaev și Zinaviev ar fi fost niscaiva pravoslavnici. Hai mă, păi n-au fost. Măi, asta-i ceartă între co, mu, nici! Bătrânii din copilăria mea nu au avut un mormânt la căpătuiul căruia să stea și să-și plângă părinții. Ei le-au purtat, pe unde au rătăcit împreună cu ei. Ei își descărcau mormintele de pe umeri când poposeau și acolo își făceau casă. Îi simt adesea. Bunicul Garabet, tacticos și cu vorbe măsurate. Bunicul se trag, zâmbind și frecându-și mătările între degete. Joacă Ghiulbahar împreună în ceruri. Zarurile trebuie bine amestecate în pumn ca să știe exact ce vrei de la ele. Cu condiția să știi tu mai întâi ce vrei. Ia că da, unu-unu! Dacă dai unu-unu, înseamnă că iar o să fie război. Ia te uită jos în colomeri. Te văd urcând omul întunecat? Război. Șase, șase. Vezi? Umurile s-au risipit. E pace. Trișezi. Trișezi. Data viitoare te pun să frământ țarurile în ceașă. Nu eu chiar te pot să frământ țarurile în ceașă. Ce să zic? Mare blând ai făcut! Ia, cât ai dat? 5, 4? Păi asta nu te ajunge nici măcar de un portoc! Ia mai bine, fii atent aici la mine, da? Fii atent! Ia uite, uite! Da, aoleu! 3, 2! Acum, chiar că nu se mai întâmplă nimic, nici o noutate! Ferească Dumnezeu de noutăți. Ce-i asta? Uite! Vezi? Au apărut chipul meu și altă
înapoi. Cui? Că suntem doar noi doi. Asta e. Când mai ies chipul tău și al meu, nu se pare. E degeaba.